trebuie să mulțumesc că m-ați așteptat. Televizorul. M-am deplasat în Focșan pentru că am vrut să discut aici cu autoritățile și să dăm acest mesaj al implicării mai active în soluționarea unor situații de tipul celei pe care o am discutat-o astăzi, și anume un număr de cetățeni srilankezi aflați în relații contractuale cu societate, se află în căutarea unui alt loc de muncă ca urmare a încetării contractelor respective. Eu, cum știți, sunt implicată în a sprijini pe oricine vrea să muncească în România, indiferent că este român sau vine dintr-o altă țară. Orice om care vrea să muncească în România trebuie să știe că instituțiile centrale locale, mai ales cele locale, sunt disponibile să facă tot ce se poate pentru a le găsi o variantă de lucru. Sunt multe aspecte care mi-au fost clarificate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și de către ceilalți colegi implicați. Am reținut că este un adevărat parcurs care ne-a dus până în situația de față în care s-a decis întreruperea contractelor de muncă. Ca și în cealaltă experiență pe care știți că am avut-o, sunt conștientă că această perioadă de pandemie a creat anumite emoții și pentru angajatori și pentru angajați. Când te confrunți cu informații, cu vești de la alte persoane, alți prieteni care au la rândul lor frânturi de informații, intri deja într-o spirală și încerci să judeci lucrurile sub imperiul emoției. Este clar că soluțiile pe care le găsim acum trebuie circumstanțiate perioadei pandemiei și emoții create în jurul pierderii locurilor de muncă, respectiv în jurul posibilității de îmbolnăvire. Dar orice om care trece pentru o asemenea situație trebuie să aibă certitudinea că instituțiile statului găsesc soluții dacă el vrea să rămână să muncească. Și înțeleg că și aici este cazul un număr important din predânși și vreau să existe acest sprijin de îndată ce se ivește o situație, ci nu să lăsăm lucrurile să treneze și să sperăm într-o rezolvare divină, pentru că tot noi, cei care răspundem de instituțiile publice, trebuie să ne implicăm și să găsim soluții. Ba mai mult, mi-a făcut plăcere să constat că s-a lucrat cu societatea civilă aici pentru găsirea unor alternative. Este foarte bine. Ca om format în mediul neguvernamental, văd și aici rolul organizațiilor neguvernamentale în a genera soluții. Este foarte bine. Dar acest lucru nu înseamnă că implicarea unor entități neguvernamentale absolvă de responsabilitate instituțiile care trebuie să găsească împreună soluții, între ele, cu organizațiile neguvernamentale cu care se lucrează după caz. Pe scurt, am cu certitudinea că domnul prefect, colegii mei de la prefectură, vor urmări ca în următoarele zile, s-a dat un termen de 2 zile de către AJFM, să li se oferă acestor oameni mai multe variante pentru relocare. Inspectoratul General pentru Imigrări, care a fost de față, va aduce la zi discuții pe care înțeleg că le-a avut cu fiecare dintre dânsii pentru a îi întreba și a le da posibilitatea să opteze între relocare și varianta, care din păcate nu se poate pune în practică imediat, varianta repatrierii. Au dreptul să iau o decizie în acest sens și am rugat IGI să reia discuțiile pe această temă, Inspectoratul General pentru Imigrări. Cei care au o evidență a intrărilor în țară, respectiv, după cum i-au confirmat, au o evidență a situației întreruperii contractelor de muncă prin obligația angajatorului de a informa IGI la momentul la care le întrerupă aceste contracte. De îndată ce se va face această discuție, vom avea o poză clară a celor care doresc să se relocheze. Din ceea ce eu știu, ei își doresc să rămână în România, dacă, bineînțeles, li se oferă o alternativă viabilă. Se va întâmpla această discuție, AJFN se va implica alături de IGI în prezentarea unor oferte alternative și, bineînțeles, am încredere că se va dialoga cu dânsii și vor fi ajutați pentru a lua o decizie în continuare.
Nu este o soluție să blamăm niciun angajator doar ca o concluzie precipitată, cum că vina aparține unuia sau altuia. Insist pe faptul că a fost o situație de emoție, de îngrijorare vis-a-vis de ce se întâmplă. Se comunică și pe căi informale, nu toți urmărim, din păcate, sursele oficiale și cu atât mai dificil pentru cineva care nu vorbește limba română. Pe fondul acestor emoții și transmiterii de date, de experiențe dintr-o parte într-alta, s-a ajuns până la situația la care, deși nu aveau simptom, deși nu erau diagnosticați cu COVID, repet, pe baza circulării informațiilor dintr-o parte într-alta, s-a ajuns până în stadiu în care nu s-au mai prezentat la serviciu, fiind dreptul angajatorului, și am verificat cu Inspecția Muncii, dacă Inspectoratul Teritorial de Muncă, dacă s-au respectat procedurile, și răspunsul primit este că s-au respectat, fiind dreptul angajatorului de a lua decizii corespunzătoare atunci când salariatul nu se mai prezintă la serviciu. Sigur că din acel moment, având în vedere situația specială a acestor persoane care vin în România, celelalte instituții trebuie să se activeze imediat. Inspectoratul General pentru Imigrări, AJOFM, toți cei care pot pune umărul pentru a le oferi acestor oameni alternative, sunt oameni care vor să muncească în România, care vin să muncească, vin să facă o activitate pentru care să fie plătiți, respectiv să intre într-o activitate care sprijină orice societate comercială care are nevoie de forță de muncă. Orice